Da. Și da, băi, e un sport dur pentru niște fete, da, nu? Da. Că tu ești acolo, în mijlocul evenimentului, hai că mai dai cu cotul, mai, nu? Da. Te călește, da, ciupești, dai cu cotul, mai dai cât un pumn la coaste, am văzut. Că... Așa devii puternic. Mai, da? Mai și ei? Mai și ei, păi dacă ești acolo, îți dai seama că ți s-a întâmplat să... Care e cea mai dură adversară care ai întâlnit-o? Acum nu pot să zic că mai există o adversară dură. Cred că, în general, handbalul a devenit foarte dur și meciurile sunt foarte intense. Da, imediat după meci, resimți contactele astea și înghionturile alea care sunt și coatele alea și adică, rămâi cu vânătăi după meci? După un meci te simți ca și călcat de tren. Serios? Da. Mai ales dacă este și intens și cum ai se joacă Champions League. Ai că Final Four sau Champions League cu Ghior, cu, da. Am văzut niște, practic sunt niște doamne, dar cu fizic unele dintre ele de bărbați. Da. Am văzut-o, nu știu pe care, uite, am făcut și poză, am fost la meci, bă, pe cuvântul meu de onoare, deci n-am văzut mulți fotbaliști cu așa picioare, cu coapse și gambe. O jucătoare de la Ghior, micuță de statură, așa, bă, incredibil. Bă, uite, ziceai că e ruibistă, frate. Păi și Crina Pintea. Sau, da. N-aș urca cu ea în lift. Păi nu n-ai loc. N-ai loc, păi dacă faci așa și pune brațele, pe unde să te mai urci, că e cătușa. Dar ai văzut cum se întoarce cu alea în spate și cum... Deci e incredibil. Eu de multe ori mă întreb, bă, niște doamne, domnișoare, mă, de unde puteți să fiți atât de dure în alea, minutele alea care jucați? E instinctul handbalistei, pentru că trebuie să te aperi. Auzi, dar mai înjurați pe semicerc acolo, mai scuipați, mai se întâmplă și la handbal? Scuipat nu, dar câte o înjurătură îți mai scapă când te enervezi. Da, mai zici la câte una ceva, nu? Eu nu obișnuiesc. Eu pe tine nu te-aș vedea înjurat. Eu nu obișnuiesc, dar mai sunt și fete. Dar ai avut adversare sau să te înjure, să zică? Să... Da. Da? Există. Te ambiționează sau te ambiționează. Te ambiționează, nu? Da. Deci poate să facă orice, numai să nu te înjure, că joci mai bine. Da. Uite, vezi, au de învățat adversarele acum, le mai dăm și cât un pont așa ca să comporte mai civilizat, nu?